O autostradă va traversa Europa de la Marea Baltică la Marea Egee și va face legătura și cu Marea Neagră. Via Carpatia, căci așa se numește, este un proiect al inițiativei celor trei mări. Acest format mai are în plan și construirea unei linii feroviare, care să lege porturile Gdansk și Constanța. Într-un interviu pentru Euronews România, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, ne-a explicat în ce stadiu se află cele două proiecte. Noi, în general, pe proiectele pe Via Carpatica și pe Rail to Sea, aceste două proiecte care sunt de infrastructură, pe teritoriul țării noastre, noi am cam rezolvat problema de finanțare, în sensul că sunt prinse pe fonduri europene. Să o luăm de la intrare. Curtici, Arad, Timișoara, Caransebeș, București, Constanța. Am scos și sunt în licitație în acest moment. Cele 6 tronsoane lipsă, pentru că să știți că celelalte sunt în desfășurare lucrările. Și anume cele de la Caransebeș la Craiova. Și sunt 6 tronsoane care sunt în licitație în acest moment. Ca să ajungi să mergi cu 160 de km la oră, trebuie să îndeplinești două condiții. Pe de o parte, să ai garnituri de tren noi, care să-și permită să meargă cu asemenea viteză. Pe de altă parte, să ai infrastructura care să susțină această viteză. Pe partea feroviară, vreau să vă spun că până undeva la jumătatea anului viitor va fi finalizat întreg tronsonul de la Curtici la Sighișoara. Și se va putea de la Curtici la Sighișoara circula cu această viteză. De la Sighișoara la Brașov este în lucru acel tronson, pentru că avem în lucrări, în demarate aceste lucrări, cel mai lung tunel din țară și sunt lucrările în desfășurare, dar pe componenta cealaltă, cea legată de material rulant. În acest moment avem în achiziție, în diverse stadii, 161 de garnituri de tren noi în România. De 30 de ani nu s-a cumpărat niciun tren nou. Inclusiv această achiziție, 161 de garnituri de tren noi, e o componentă extrem de importantă dincolo de lucrările de infrastructură. Iar prima garnitură de tren nou va veni la sfârșitul acestui an, noiembrie-decembrie. Deci încep să vină. Unul dintre tronsoanele pe care noi trebuie să le facem și de datoria noastră pe acest proiect Via Carpatica, unul dintre tronsoane este Oradea-Arad, care, așa cum bine știți, cel puțin în ultima perioadă, a fost impulsionat foarte mult acest proiect. Studiul de fezabilitate și proiectarea fiind finalizate, urmând ca în perioada următoare să-l scoatem la licitație. Sunt 121 de kilometri între Arad și Oradea. Vom scoate la licitație parte din acest proiect. De asemenea, vă spun că partea care ține de Calafat Lugoj, bucăți din acest proiect, de asemenea, studiul de fezabilitate și partea de proiectare au fost scoase la licitație, sunt atribuite aceste lucrări, ceea ce înseamnă pași importanți.